Da, au fost trei puncte scontate pe care am reușit să le luăm. Nu era un match la care să ne gândim la un alt rezultat. A fost chiar o pregătire mai degrabă pentru ceea ce urmează, însă nu puteam vorbi cu jucătorii despre acest aspect decât acela de a rămâne concentrați, de a fi îndeajuns de agresivi cu o echipă tânără și foarte tânără, astfel încât să putem marca repede și apoi să punem în aplicare ceea ce gândim despre grupul de la UTA, despre echipa pe care o antrenăm în momentul de față. Vă rog, dacă aveți întrebări. Nu sunt prea mult între captana și galbene la acest scor. Da, putem vorbi și de acest lucru, însă au fost anumite momente în care, deși poziționarea a fost bună, n-am reușit să gestionăm momentul respectiv și atunci s-a făcut un fault. Nu este o mare problemă în ideea în care sunt deja trei partide disputate. Nu avem probleme legate de acest aspect și, în general, prefer în momentul de față să mă gândesc la lucrurile bune care s-au făcut, pentru că doar pe acestea putem construi. Bun, chiar dacă, să zic, la început spuneați despre Mode că vă doriți mai mult de la el. Începe să fie acel jucător care, eu știu, să dea randamentul care vi-l doriți. A dat azi și două gol, nu a fost treaba lui. Da, dacă ar fi dat și pe al treilea, nu m-aș fi înțeles cu el ulterior. Pare așa un ușor fetiș, dar mă rog, nu este astăzi doar despre Mode, ci este despre toată echipa. Sunt tipul de antrenor care încearcă să-i dezvolte pe toți, indiferent de pozițiile pe care joacă. Astăzi ați văzut și jucători tineri care au intrat, care însă evident că nu sunt pregătiți pentru tot ceea ce înseamnă Liga 1, dar pas cu pas aceștia sper ca ușor-ușor să se integreze, să se dezvolte ca și fizic, dar și ca mentalitate, astfel încât să ne putem baza pe ei mai mult. Ar trebui să vedem mai mult de la Florentin Matei, mai ales în aceste meciuri și mai Eu ales... cred că echipa a făcut astăzi un meci bun. Faptul că jucătorii adverși n-au avut o calitate superioară, fiind tineri și foarte tineri, au dat un oarecare complex de superioritate jucătorilor noștri, astfel încât ați văzut astăzi, poate în locul unei pase decisive, un șut neinspirat la poartă sau anumite momente în care am fi putut acționa mai atent pe această fază ofensivă și defensivă, dar era pe undeva normal să existe un complex de superioritate, pentru că nimeni nu e perfect. Era important însă să-l menținem la un nivel mic, astfel încât să nu avem probleme. Absența lui Iacob este una tactică sau o problemă medicală? Am spus și la conferința de presă că nu e o chestie de menajare. Mă interesa foarte mult acest meci pentru a pregăti următorul. Știm ce înseamnă pentru noi și pentru fanii noștri, pentru suporterii noștri, un meci contra Rapidului. Am văzut toată emulația care s-a creat în jurul noului stadion din Giulești, ceea ce e un lucru benefic pentru fotbalul românesc, însă și UTA, bătrâna doamnă, are în spatele ei o istorie grandioasă, chiar dacă de mult făcută și asimilată, ca să spun așa. Și eu nu m-aș grăbi atât de repede în a da verdicte, cum fac unii oameni din fotbal, dar sunt convins că vom oferi un spectacol bun meciul viitor și mă aștept ca acest lucru să putem pregăti. E favorit Rapidul sau ce verdict? Sunt anumite, am văzut tot felul de ieșiri în presă. Încrederea lor este una firească pentru ceea ce au făcut până acum. Numai doar vreau să atrag atenția că și UTA, și despre UTA se poate vorbi poate la fel, dacă nu și mai bine, de ce a însemnat pentru fotbalul românesc și nu numai. Și totuși, absența lui Iacob este o problemă? Nu, Iacob a avut stări febrile dimineață, de la umblă tot felul de viroze. I-am făcut test negativ PCR pentru COVID, dar nu a fost în grad în a fi putut fi folosit. Dar pe de altă parte nu era o foarte mare problemă. Vă rog. Antrenorul echipei oaspete v-a mulțumit mai devreme pentru faptul că ați oprit motoarele la 4-0. E adevărat? E ceva ce jucătorii au simțit în teren să facă sau pur și simplu e o coincidență?
Eu nu discut despre aceste lucruri, nu am, eu știu, discuții cu alți antrenori, când să opresc motoarele, când să le dau drumul. Nu am așa ceva în angrenajul meu în a pregăti o echipă, însă toate aceste lucruri, la finalul campionatului, când va veni scadența, vor conta și sper eu într-un mod pozitiv pentru noi. Mai gândiți la locul 7? Diferența este foarte mică de puncte între tot ce înseamnă loc de baraj sau loc de play-off pentru Conference League. Deci n-aș zice că lucrurile sunt deja stabilite în momentul de față. Sunt 3 partide disputate, 3 finale. Mai sunt încă 6, da? Așa că tot atâta vreme cât matematica ne spune că mai sunt încă 18 puncte puse în joc, nici nu putem vorbi despre altceva. Cu cât ne apropiem de finalul campionatului, acest lucru va fi un barometru pentru noi dacă ne vom situa mai sus sau în altă zonă. Ce rezultat v-ați dori de seara în Giulești? Tot ceea ce înseamnă pentru noi lucruri pe care nu le putem controla, să ne dea Dumnezeu puterea să le acceptăm. Matematica spune că dacă bate Rapidul, vă apropiați de Botoșani, aveți șanse mai mult la locul 7, dacă nu, mai mult la 8. Cred că am răspuns la întrebarea asta. E diferența foarte mică de puncte. Nu putem ști ce se va întâmpla până la final. Orice echipă din primele 6, ca să spun așa, cu 2 victorii te poate duce la final, la început, la topul campionatului de play-out sau la locul de baraj. Deci 2 înfrângeri consecutive. Deci nu se poate vorbi în momentul de față de absolut nici un moment de atingerea unui obiectiv. Trebuie doar concentrare maximă pentru fiecare meci și dezvoltare continuă, consolidarea tot ceea ce s-a făcut până acum pentru noi, pentru ceilalți nu vorbesc. Cum comentați gestul arbitrilor de a purta acele tricouri la începutul meciului? Da, este un gest firesc și mă bucur că dau dovadă de solidaritate între ei. Bănuiesc că nici nu ar fi existat o altă opțiune. Ovidiu Hațegan este practic etalonul a tot ceea ce înseamnă arbitrajul românesc și mi-aduc aminte cu plăcere la Euro 2016 când am avut o discuție cu Pierluigi Colina, a venit să ne explice anumite situații din arbitraj noi pentru Euro. Și mi-aduc aminte cu plăcere, discutând cu el, cât de frumos mi-a vorbit despre Ovidiu Hațegan, legat de maturitatea lui, de modul lui în care ia deciziile importante pe parcursul unui joc. Și lucrul ăsta îl am transmis și eu personal lui Ovidiu printr-un mesaj, pentru că fotbalul românesc are nevoie de oameni ca el, de arbitri ca el. Oricând a putut fi un idol pentru cei care vin din spate, la nivelul ăsta de arbitraj, și ar fi păcat ca din cauza unei chestiuni de sănătate pe care a avut-o acum și în urma căreia, din punct de vedere clinic, este declarat sănătos, ar fi păcat ca partea mentală, emoțională să-l blocheze în a continua lecțiile de arbitraj pe care le-a oferit până acum. Dacă Eriksen continuă, credeți că poate continua și el? Eu sper să fac acest lucru. Însă, în același timp, este doar decizia lui. Trebuie să fim solidari cu tot ceea ce va gândi și va concluziona din punctul ăsta de vedere. Deci, indiferent de decizia pe care o va lua Ovidiu Hațegan, va avea parte de respectul meu total și nu numai al meu, probabil că al tuturor. A revenit Hrăzda. Care este în momentul de față starea lui fizică? E recuperat complet după seria de accidentări care a avut-o? Este recuperat complet. Fizic, evident că îi lipsește foarte mult ritmul de joc. Am mai făcut anumite jocuri școală cu echipa sub 19 ani a clubului, tocmai pentru a oferi acest ritm de joc. Este încă și sub program de nutriție, pentru că stând foarte mult timp și neavând presiunea jocurilor, chiar dacă face antrenament maxim, chiar supra-antrenament, este un pic în minus cu partea asta fizică și sper să-l aducem la un nivel bun, iar la finalul campionatului să-l putem împrumuta pentru a juca mai mult și pentru a simți ritmul de joc mai bine.